Sâmbăta aceasta, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramoreșului și Sălajului și preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, au sfințit și inaugurat la parohia românaș din episcopia Sălajului cel mai mare centru de servicii sociale din Transilvania. La eveniment au participat oficialități din județele Cluj și Sălaj, precum și câteva sute de invitații. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 12 milioane de lei. Pentru obținerea acestei sume importante, pe lângă credincioșii din parohie, au mai contribuit Consiliul Local Românaș, Consiliul Județean Sălaj, Secretariatul de Stat pentru Culte, Guvernul României, precum și deputați și senatori din județ. Aproximativ 50% din totalul investiției a fost însă acoperit de trei donatori vlavioși. De asemenea, un ajutor financiar a venit și din partea altor binefăgători din țară și din străinătate. La România s-a inaugurat astăzi un centru social unic și realizăm încă o dată faptul că credința lucrătoare prin iubire este cea care convinge. De fapt, Mântuitorul a spus limpede, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Celui ce m-a trimis. Ori aici la românași, cu binecuvântarea preasfințitului Petroniu și cu ajutorul dânsului, părintele Gheorghe German, actitorit, așezământ social, am zis unic, nu numai pentru Transilvania, dar chiar și pentru România. Să dea Dumnezeu ca multe suflete răvășite, și mulți dezmoșteniți de soartă să-și găsească alinarea aici. Este o zi specială astăzi, inaugurarea complexului social de la Românăș pentru oameni vârstnici și copii abandonați sau din familii dezorganizate. Această inaugurare a fost făcută în prezența al mea preasupărintei mitropolit Andrei al Clujului, Marămuleșului și Salajului. Mulțumim Părintului Gheorghe German, titorul acestei clădiri foarte importante, precum și tuturor celor care au oferit din oborul lor pentru a se ridica această clădire foarte importantă. Suprafața totală a centrului este de 3470 de metri pătrați. Este ziua la care am visat și pentru care am ostenit vreme de 15 ani. O zi de mare bucurie pentru sufletul meu, plină de lumină și căldura a Duhului Sfânt, care mi-a luminat mintea, mi-a călăuzit pașii, mi-a întărit voința și mi-a dat putere și sănătate să pot duce la bun sfârșit acest proiect. Un centru social modern, care se dorește să devină etalon pentru ceea ce înseamnă asistență socială, centrată pe nevoile beneficiarilor și, în mod particular, izvorită din credință și însuflețită de dragoste. Un sfert din viața mea pentru un ideal le mulțumesc credincioșilor și Consiliului Parohial al Parohiei Ortodoxe Românași pentru că m-au înțeles, m-au sprijinit și ajutat. Mulțumiri de asemenea aduc oficialităților, autorităților, sponsorilor, constructorilor, furnizorilor și tuturor celor care s-au ostenit cu realizarea acestei oaze de liniște și de mângâiere. Centrul pe care l-am inaugurat astăzi Va cuprinde trei tipuri de servicii sociale, furnizate în conformitate cu standardele prevăzute de legislația în vigoare. Un centru de zi pentru copiii din comunitate, care și-a asumat ca obiective prevenirea abandonului școlar, creșterea performanțelor școlare și oferirea de alternative educaționale pentru anularea decalajului sau diminuarea decalajului care există în acest moment între elevul de la sat și elevul de la oraș. Va funcționa de asemenea un centru de tip rezidențial pentru copii proveniți din sistemul de protecție al copilului și vor exista și 50 de persoane vârstnice care își vor găsi alinarea bătrâneților și a singurătății în așez așezământ social. Pentru remarcabilă activitate desfășurată, în al preasfințitul părinte Andrei i-a conferit părintelui Gheorghe German distincția Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei.